Șoferii sunt monitorizați și din aer în județul Hunedoara pentru a spori siguranța în trafic. 7 conducători auto au fost amendați și lăsați pietoni pentru 60 de zile, după ce au fost surprinși din elicopter efectuând depășiri neregulamentare. Pentru a preveni producerea unor evenimente rutiere cauzate de depășirile neregulamentare, polițiștii rutieri din Hunedoara au intensificat acțiunile de monitorizare a traficului, inclusiv cu ajutorul unui elicopter. Aceștia vor interveni prompt în cazul abaterilor și vor aplica sancțiuni celor care nu respectă regulile de circulație. 7 conducători auto ce reprezentau un potențial pentru siguranța rutieră au fost scoși din trafic de către polițiști. Acțiunea de reducere a riscului rutier a avut loc zilele trecute pe drumul național 66, iar polițiștii rutieri au aplicat 7 sancțiuni contravenționale pentru depășiri neregulamentare, fiind luată și măsura complementară de suspendare a dreptului de a conduce autovehicule pentru 60 de zile. Au informat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Hunedoara. Imaginile preluate din elicopter au fost transmise echipajelor rutiere la sol, care au oprit autovehiculele în cauză și au aplicat sancțiunile prevăzute de lege.